lucrul ăsta o să-i bage vreo vină că era pe loc oprit? Nu știu dacă e indicator cu oprirea interzisă. Păi dacă nu e niciun indicator. Dacă nu e indicator cu oprirea interzisă, nu are de ce. E de vină la care a venit din spate și ia către ce s-a întâmplat. Da. Dar nu era altă mașină? Eu nu înțeleg de ce... Ce-a determinat?